Un botez era pe cale să se transforme într-o mare tragedie pentru o familie. Fetița de doar 8 luni, care urma să fie botezată, a fost stropită cu acid de preot atât pe creștetul capului cât și pe gât. Întâmplarea a făcut ca fetița să se afle în brațele nașului, iar cea mai mare cantitate de acid a picat în mâinile lui. Acesta a simțit imediat o senzație de arsură și a înțeles că nu este apă în sticlă. Micuța a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. După examinare, medicii au decis că bebelușul este în afara oricărui pericol și a fost externat. Se pare că preotul foarte în vârstă, care urma să oficieze slujba botezului, a rugat un băiețel să găsească și să-i aducă sticla în care se afla apa sfințită în baia bisericii. Din păcate, copilul a încurcat sticla cu apă, cu una cu acid, în care se afla doar puțin lichid. Crezând că este apă, băiețelul a umplut recipientul fără să-l golească mai întâi pentru a-l aduce în cristelniță. Părinții fetiței au decis să nu depună plângere în urma acestui incident, potrivit știri de Cluj.ro.